Mamă, deci mi-au șau. Mamă, deci chiar am răcit, bă, nu-mi vine să credă e, doamne, deci chiar am răcit și abia mă pot mișca din patul ăsta, doamne, deci am răcit, mă, doamne, deci, nu înțeleg de ce am vrut eu să mă duc cu Darius-ul acolo la fața scunselea să fac toate tâmpenile alea cu el, bă, da, abia mă ridic din pat, bă, nu mai pun, stați-mă puțin, că trebuie să ajung repede la spital, mă, dar sunt pe fraierul ăsta să mă duc, chiar nu mai pot să mă mai mișc, bă, doamne, bă, cea mai proastă idee că am fost ieri la spital, doamne, nici mai, uitați-vă, gândul meu e la spital, vreau să mă fac o dată bine, că am răcit rău de tot și nu mai, deci chiar nu mai pot. Mă, mișu un somn, da. Alo, Darius-el? Ce? Darius-el? Ce vrei? Bă, mă auzi? Bă, ia-ți pe răcit, da, mă, ți-am zis că răcit, dacă am țipat așa după tine și am transpirat alergându-te, doamne, Darius-ele, am transpirat alergându-te, ai vină, bă, Darius-ele, deci chiar abia, stai puțin, abia mă pot mișca, ascultă-mă, Darius-ele, că abia mă, nu, nici nu pot să vorbesc foarte bine, abia mă pot mișca. Da, vorbești mai repede, mortule. Păi nu prea mă pot mișca, Darius-ele, am nevoie să merg la spital, să vedem ce spune doctorul, să vină repede la mine acasă. Ce vii, mă, în câte secunde? Ce vii, doamne, bă, închis, mă, doamne, deci mă toare, bă, ce, bă, ce fac, mă, ce, bă, ce-a făcut, bă, ce fac, mă, bă, cum ai băgat o mașină în casă? Mă, ce faci, mă, cu mașina în casă, ai delete? Mi-a zis că vin. Unde erai, mă, tu erai aici? Darius-el, Darius-el, ai repede, că-ți dau și ție răceala, ai repede, hai să mă duce. Mă, ce, mă, bă, mă, mașina la parte, că nu pot să ies, Darius-el, halo. Mă, ce? Urcă, tu ești nebun, a intrat cu ambulanța în casă, doamne, cât de nebun e. Hai, Darius-el, dar cum, doamne, iartă, mai intrat? Cum ai urcat, mă, dă-te, mai, mă, că am nevoie, Darius-el, să-i zic că nu prea mă pot mișca. Hai, mă, tată, să mergem. Darius-el, pe, ce fac? Mă, ce fac? Mă, cum ai intrat, mă, cu asta acasă? Ba, Darius-el mor, Darius-el, ai repede la spital, hai pe jos, te rog. Păi, dar nu știu cum ai intrat aici, prostule, Darius-el, vină repede, ajută-mă, Darius-el, Darius-el, nu pot să mă mișc bine, bă, sunt răcit rău de tot. Vino. Ce, mă? Urcă. Doamne, hai odată, Darius-el. Bă, ce fai, bă? Bă, lasă-mă, bă, nu uite. Bă, ce trebuie? Doamne, Darius-el, stai puțin, nu spărge ce am umat în pitule. Doamne, Darius-el, ajutor. Da, e important. Doamne, de cine m-a pus să mă duc eu să-l trolez la vață cum să le ia fraților, ieri că uitați-vă că am răcit rău de tot. Hai, Darius-el, doamne, cum, doamne, iartă, m-a intrat, mă, ăla cu mașina, scrieți acolo în comentarii că eu habar n-am cum a intrat ăsta, scrieți voi cum credeți că a intrat. Hai, Darius-el, la spital mai repede, hai. Să rămână, da, mamă, deci chiar, salut băieți, ceva de ce pe aici, păi, vreau să mă duc la domnul doctor, că am răcit, am fost ieri, m-am jucat cu Darius-el și am transpirat la tot și m-a răcea la rău de tot. Ce faci, mă, ce-mi tare, mă, lasă-mă în pace, da, hai că mă duc acum. Ce sirop pentru proști, mă, pe bea-l, mă, tu, du-te, da. Doamne, Darius-el, lasă-mă, bună ziua, domnul doctor, bună ziua, să... Ia-o loc, Rafael, fă-te comod, Darius-el, du-te și adu-i un ceai de la doamna doctoră, vorbește cu aceasta. Auzi, Darius-el, du-te și adu-i un ceai repede, du-te. Ok, acum, Rafael, spune mai multe detalii ce s-a întâmplat, păi, hai că iau loc acum, domnul doctor. Ce să vă spun, adică, mă simt, bibi și somn, și pe lângă asta am răcit super rău aseară. Mă, ce facem ăla pe acolo, doamne, să bășiște, Darius-el. În fine, am fost cu Darius-el și am răcit extrem grav și ne-am jucat și am răcit pentru că l-am alergat pe fraier, adică, stați puțin. Darius-el, unde ești? Ai vino repede. Hai, mersi, bă, dar asta e ce să e supă, dar asta e supă, bă, Darius-el, dar e bună și asta. Supă călduță. Mulțumesc foarte mult. A, și asta e ceai. Bă, cred că ajung să fac mare diaree pe mine, Darius-el, dacă beau și ceai și supă și toate astea. Da, domnul doctor, adică cam atât. Ce mai dai, bă, lasă-o cu prostiile astea, Darius-el, dar așa, ăla cred că se l-a dat ție, Darius-el. Poftă, da, domnul doctor. Adică, da, nu știu, aș putea să mă ajute și pe mine că am răcit și mie să nu dăciți foarte rău, adică, nu știu, dar faza e că ieri totuși eram puțin mai rău, sincer, adică, acum parcă am stări așa de somnolență, parcă mi-e foarte somn, nu știu, adică îmi vine acum să doar, adică nu mă mai pot mișca. Ce mă doare capul, fraților, de ce sunt la o masă aici? Deci m-a luat somnul rău de tot de la asta și, mă, unde, ce e asta? Unde mă aflu?
Păpușă. Păi mi se pare cunoscut locul ăsta. De ce mi se pare ceva cunoscut? Bă, ce e locul ăsta? Păi stai puțin. Păi era în spital. Asta nu e spitalul. Sau e o cameră de spital. Ce te-am iertă? Doamne, ce te-am... ok, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă, da, nimic suspect, adică, pe bune, hai să ne vedem, ne uităm prin partea asta, să mergem. Bă, stai puțin, bă, bă, hai, Darcel, bă, Darcel, bă, bă, ce faci, bă, bă, Darcel? Schimbri, Doamne! Doamne, Darcel, ce ai, mă, de faci așa? Mă, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă aici, mă, fraților, mă, ce e asta, mă, ce... Mă, ce are, mă, ok, știi ceva, hai că nu mai bag în seama pe copilul ăla brain rot, că deja mă enervează. Darcel? Mamă, deci au răcit rău de tot, Doamne. Deci îmi trebuia mie răcel, uitați-vă ce sunt. Darcel? Darcel? Darcel, ce faci? Dar... Mă, de ce te spari așa repede din sănine? Ce, Doamne, iertă-mă, se întâmplă? Doamne, ok, ok. Bă, eu doar eram răcit, adică... Ce sunt cu stările astea de somnolență și... Bă, sper că e un vis ăsta, nu? Adică... Ce... Darcel? Darcel? Bă, Darcel, stai, hai, te rog, dar ce, cum am ajuns aici? Vreau înapoi la doctor. M-am făcut bine, Darcel? Doamne, ce, Doamne, ia... Hai, mă, Darcel, nu mai fine simțit așa, că nu mai pot, Doamne, mă, doare... Doamne, deci, în fine, hai să mergem, Doamne, și Doamne, trebuie să scap de aici, că nu știu ce, Doamne, iartă-mă, să întâmple... Bă, Darcel, ce e locul ăsta, cum am ajuns aici? Parcă mi se pare cunoscut, zici și mie, bă... Ce, Doamne, iartă-mă ăsta, Doamne, deci nu mai bag în seama pe copilul ăsta, că deja mă enervează rău de tot. Ok, hai să mergem în partea asta și, adică, poate ce e același... Darcel? Bă, ce se întâmplă aici? Alo? Darcel? Vino... Bă, s-a închis ușa. Bă, mamă, fraților, bă, dar doar am vrut să merg la spital, ce se întâmplă? Deci eu eram răcit și am vrut să merg doar la spital și starea de somnolență, am adormit și dintr-o dată m-am trezit aici. De ce? Doamne, iartă-mă, mi s-a întâmplat așa ceva, ce înseamnă asta? E un vis sau ce? Explicați-mi și mie, vă rog, că nu știu, explicați-mi, chiar vă rog să-mi explicați, adică nu înțeleg nimic. Doamne, iartă-mă, ok, hai repede să mergem aici, că mi-e frică rău de tot, nu mai pot, deci chiar mi-e frică. Și după ce cap iară, ce sunt cu astea pe aici? Mă, nu mai vreau. Doamne. Bă, ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat aici? Bă, ajutați-mă pe mine! Bă, vă rog, pe bune, ce înseamnă? Ok, bună, da, bă, de ce se mișcă cutiile astea pe aici? What the fuck, Doamne, ce, Doamne, iartă-mă? Ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat, mă, pe aici? Bă, cum adică, mă? Mă, Mamă, și e frig rău în camera asta, trebuie să ies neapărat aici, că nu mai pot de frig. Doamne, bă, Darcel, Darcel, ajută-mă, te rog, Darcel, unde ești? Bă, dar cine e ăla? Nu, bă, asta e un vis, nu? Asta cred că e... Bă, ce-am văzut acolo? Ok, nu e nimic, nu? Da, poți să ies? Alo, cineva? Darcel? Darcel? Vină, te rog, Darcel, nu mai... Darcel? Am altceva? Darcel? Alo? Ce? Bă, nu mai pot, nu, vreau acasă mai repede. Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă aici? Unde e Darcel? Darcel, ajută-mă, te rog frumos! O baie? Cum adică? Bă, nu mai pot, mă, de ce arată așa? Uitați-vă la mine! Mamă! Bă, ce, bă, tu cine ești, bă? Mamă, la... Mamă, deci chiar nu pot, bă, nu pot să fac nimic, fraților, sunt răcit, rău de tot. Încă mi-e somn așa puțin, adică nu știu ce se întâmplă. Parcă mă ia somnul rău de tot. Bă, deci chiar a fost un... Doamne, dar să nu mai pot. Doamne, deci ce știi, dacă știi ce am visat, deci nu... Ce, bărafele, dar tu te bucă cu fetei mici la bărafele, că te-am ajut cu făcere. Dacă am mai zis, nu cred. Ce vorbești mă acolo, dar hai că sunt răcit. Domnul doctor, ce a mai spus domnul doctor? Ce trebuie? Hai că, mamă, deci mă ia cu căldură acum, nu știu, cu frig, cu căldură, mă ia cu frisoane, nu știu cu ce mă ia, dar să le... Mă, ce, Doamne, domnul doctor, acum ce se întâmplă? Adică doar atât a fost, mi-a dat alea, adică, dar să ce a mai spus domnul doctor? Rafale, a zis că tu ai prea multe distracții și să-ți dai, Rafale, adică tu te... Mă, ce vorbești mă acolo? Tu, ce? Bă, Rafale, mă,
Ce fete, Doamne iartă, am visat ceva paranormal, dar se deșire și tu pe acolo, Doamne iartă-mă, Doamne. Adică și eu, adică la fel și eu mă pup cu fete. Tu da, probabil în vis te pup cu fete, dar rest nu știu, da. Dar Răsel, ce a spus domnul doctor când dormeam, ce trebuie să mai fac aici la spital? Că deja parcă, adică într-un fel parcă mă simt mai bine, nu mai am starea aia de somnolență, dar nu știu, adică tot așa am, tot așa sunt răcit. Că trebuie să iau un paracetamol. Trebuie să iau un paracetamol. Doamne, dar Răsel, știi ceva? Hai, lasă-mă în pace, ia pleacă-mă de aici, ia pleacă, că nu mai am nevoie de ajutorul tău. Mersi, dar Răsel, vezi cum scoți ambulanța aia din casă, că ai mers cu ambulanța în casă acolo, rămas, dar Răsel, nu știu cum ai intrat. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.